Salutăm cu aleasă gratitudine prezența dumneavoastră aici, la Sala cu Orgă, la un eveniment cu adevărat deosebit pentru actualitatea noastră muzicală. Concertul aniversar al țambalistului Sandu Șura. În lumina unei frumoase aniversări, ba chiar aș zice duble aniversări, 35 de ani de la naștere și 20 de ani de activitate artistică, cifre care doar augmentează valoarea și chintesența muzicianului Sandu Șura. Născut la 7 decembrie 1980, studiază pianul la Școala de Arte Valeriu Poliakov, iar la vârsta de 10 ani face cunoștință și se împrietenește, cel puțin pentru o viață, cu țambalul, școlindu-se întâi la Liceul Republican de Muzică Ciprian Porumbescu, în clasa profesorilor Oleg Grosu și Valeriu Luță, iar mai apoi la Academie de Muzică, Teatru și Arte Plastice, în clasa profesorilor Vasile Crăciun și Vladimir Sârbu. Dragi prieteni, concertul de astăzi se va perinda într-o formulă conceptuală unică, de la pagini celebre din muzica academică, în transcriere pentru instrumentul protagonist al serii Țambalul, prin originalitatea genului jazz mănuș sau spre coloritul mirific al muzicii noastre naționale, oferindu-ne o splendidă ocazie de a descoperi țambalul ca un instrument impunător de concert, iar pe artistul care îl mânuiește cu atâta virtuozitate, în deplină sa emotivitate, finețe și maestrie artistică. Veți audia La Campanella de Niccolo Paganini, solist Sandu Șura, la pian Margareta Cuciuc, maestru în artă.
Camille Saint-Saëns, Introducție și Rondo Capriccioso. Thank you.
Sandu Șura, Margareta Cuciuc, maestru în artă. Parcursul artistic al țambalistului Sandu Șura nu ar fi deplin dacă nu am amintit astăzi, pe lângă locul din care a pornit și care l-a marcat țara sa de baștină, Republica Moldova, și despre un ținut depărtat care l-a găzduit timp de 7 ani. Acolo, în Canada, Sandu Șura înregistrează coloane sonore pentru filme, colaborează activ cu orchestre simfonice și de cameră, concomitent, luându-și diploma în teorie muzicală la Universitatea din Montreal, experimentând prodigios diverse stiluri muzicale, de la muzica electroacustică la muzică contemporană și, mai nou, abordează adecvat genul de jazz manuș, gen care l-a preocupat și inspirat de multă vreme. Tot timpul așa am încercat să abordez cât mai multe stiluri. Bineînțeles, nu pot să aduci totul în scenă, dar așa a fost situația că am găsit muzicieni, anume vorbesc acum de jazz manuș, care în Moldova sunt interesați de acest stil și eu tot. Și a fost o coincidență. Deci de aia, practic, el a apărut așa. Deci folclor era normal să fie muzică clasică tot. Deja depindea ce piesă am să cânt eu singur sau cu pianul sau cu orchestra. Ai avut probleme să găsești muzicieni care să-ți interpreteze jazz manuș? Nu, n-am avut probleme. De fapt, nici nu m-am gândit că în Moldova sunt așa fel de muzicieni. Și absolut întâmplător am aflat de ei. Deci eu nici nu i-am căutat. Și iarăși, spontan s-a primit că zic, dar de ce nu se includ în concertul meu? Și ei au fost de acord, au fost foarte încântați. Și mă bucur că am reușit să i-aduc. Spune-mi, toate aranjamentele să aparțin ție? Dacă vorbim de folclor, da. Jazz manuș, clar că improvizație acolo, nu poți spune de aranjamente. La clasică, da, am mai modificat ceva, da, eu am făcut. Jazz manuș clasic, doar sunt două chitări și un contrabas. Și maxim un covioară. Maxim. Și tu ai introdus sambal. Da, da. Asta a fost noutate. Și asta a fost ideea, că să-l arăt sambalul din mai multe părți, mai multe culori. Veți audia Minor Swing de Django Reinhardt și Stefan Grappelli, Bossa Dorado de Dorado Schmidt, Tears de Django Reinhardt și Gotemach de Chick Corea. Interpretează Trio Django Club, Igor Coșolan, Andrei Moroz, Slavic Pană. La saxofon, Vitalie Țurcanu. Țambal, Sandu Șura. Thank you.
Django Club, Sandu Shura, Vitalie Țurcanu. Așa cum mi se cuvine unui artist inspirat, Sandu Shura a ținut mereu să impresioneze printr-o abordare calitativă, dar totodată nouă și specială, oferind ascultătorilor săi clipe de euforie acustică. Cu siguranță și momentul următor va fi unul memorabil, mai cu seamă pentru că în el se va produce alături de protagonistul serii și interpreta și violonista Veronica Ungureanu. Pe lângă frumusețea și rafinamentul evidente, Veronica Ungureanu deține și un CV impresionant. Își face studiile gimnaziale la Chișinău, la Liceul Republican de Muzică Ciprian Porumbescu, la specialitatea vioară, iar mai apoi Liceul și Universitatea din Montreal, Canada, absolvind ambele cicluri de studii superioare la specialitatea vioară clasică. De-a lungul anilor este membră și solistă a Orchestrei de Cameră și Orchestrei Simfonice din Montreal, laureată a concursurilor internaționale, dar și profesoară de vioară la Conservatorul de Muzică și Academia Michel Provost din Montreal, Canada. În prezent este profesoară de vioară la Liceul Republican de Muzică Ciprian Porumbescu și violonistă în orchestra de cameră a sălii cu orgă. Așadar, muzică populară versuri George Topârceanu, Bulgăraș de gheață rece. Interpretează vioară Dan Bobeica, Sergiu Pavlov, Slavic Ștefăneț, Vlad Tocan, saxofon Vitalie Țurcanu, voce Veronica Ungureanu, țambal Sandu Shura.
Numele lui Sandu Șura se înscrie consecvent în firele istoriei arte interpretative la Țambal din Republica Moldova. De la fragedă vârstă de 13 ani, este laureat al multiplelor concursuri, printre care Concursul Național Ștefan Neaga, locul 1, anul 1993, Concursul Național de Interpreți Instrumentiști Barbu Lăutaru, locul 1, anul 1998, Festivalul Internațional de Folclor Brașov România Constantin Brăiloiu, locul 1, 1995. Festivalul Internațional George Georgescu,
Tulcea, România, locul întâi, 1998. Concursul Invita Orchestra Folclor, locul întâi, 1998. First Delphi Games, locul întâi, anul 2000, categoria Instrumente Populare, Moscova, Rusia. Locul întâi la Festivalul Național al Interpreților Maria Tănase, 2005. Locul 3 la Cupa Nordului din Cerepoveț, Rusia, în 2006. Locul 1 la Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc, Mamaia, 2006 și multe, multe altele. Din 1995, influențat de virtuozitatea țambalagiului român Toni Iordache, cântă în cele mai prestigioase orchestre, printre care Orchestra Ansamblului Academic de Dans Joc și Orchestra Națională Lăutarii. Și totuși, deși deține un repertoriu variat și complex din întreg mapamondul muzical, cu o grijă specială și o manieră convingătoare de compozitor, instrumentist, aranjor, se apropie de muzica populară românească, cea din care își trag obârșia, talentul său și aspirația către frumos. Autor, Sandu Șura, suită din 3 piese, horă lăutărească, geam parale, brâu. Interpretează Sandu Șura, țambal, Dan Bobeica, Sergiu Pavlov, Slavic Ștefăneț, Vlad Tocan, vioară, Dorin Buldumea, saxofon, Ștefan Negură, nai, Andrei Vladimir, clarinet, Ion Croitoru, contrabas, Slavic Palcă, acordeon, Andrei Prochnițchi, chitară, Anatol Vițu, violă. Thank you.
folclorică Hai Buzău, Buzău. Interpretează țambalistul Sandu Șura și grupul de instrumentiști. Veronica Ungureanu. Text Veronica Ungureanu și Viorica Lupu. Aranjament Sandu Șura. Tinerețe, dulce tinerețe. Voce Veronica Ungureanu. Thank you.
la mine, te rog, nu te duce, că vreau să petrec, să cânt și să iubesc. Hora de ascultare și Breaza de Toni Iordache. Interpretează țambalistul Sandu Șura și grupul de instrumentiști. Thank you.
Brandoșură. Mulțumiri alese pentru complicitatea asigurării evenimentului de astăzi, gazdei noastre Sălii cu orgă, în persoana doamnei director Larisa Zupcu. Așadar, mulțumiri și rectorului Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, doamnei Victoria Melnic, și nu în ultimul rând, partenerilor media ai concertului Companiei Teleradio Moldova. Vă mulțumim din suflet! În final, veți audia cântec de dragoste și joc bănățean. La țambal, autorul Sandu Șura.
Dușura, Dan Bobeca, Slavic Ștepăneț, Sergiu Pavel, Vlad Tocan, Dorin Buldumea, Ștefan Negure, Andrei Vladimir, Ion Croitoru, Slavic Palcă, Andrei Prochnitski, Anatol Vițu, Veronica Ungurean, Thank you.
prieteni! Am fost cu toții martorii unui concert splendid care a încununat jubileul de 35 de ani de la naștere și 20 de ani de activitate artistică ale țambalistului Sandu Șură, instrumentist de o rară finețe și nu-mi va fi frică de o posibilă tautologie, om de rară omenie. Îl vedem astăzi împlinit și înconjurat de prieteni. Sandu Șură, îți oferim cuvântul! Vreau să menționez câteva lucruri. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru că ați fost un public foarte călduros. Vă mulțumesc mult! În al doilea moment ar fi, eu știu, să le mulțumesc colegilor mei. Toți care sunt pe scenă, bineînțeles, și Jungle Club, Vitali Zurcanu, saxofon, doamna Margareta Cuciuc, deci sunt, în afară de asta, că sunt colegi, sunt și prietenii mei și am mai fost întrebat altă dată cine o să fie, de ce ei anume, probabil că așa s-a întâmplat între timp, anume cu acești muzicieni, mă simt cel mai bine și mulțumesc mult gazdei, deci, doamne Larisa Zubcu, în special, deci tuturor care s-au implicat în organizarea acestui concert. Nu știu, probabil așa mi-am dorit eu, în loc să stau acasă, să întâlnesc cu oaspeții, am hotărât să-mi... emoțional, în primul rând, înțeles organizarea, dar și muzica care a fost astăzi abordată, totuși la țambal, de obicei, noi altfel auzim. Și mă bucur că am reușit să-mi fac așa un cadou și vă mulțumesc că ați participat la asta. I-am uitat să spun clar cu mare mulțumesc și părinților mei. Mulțumesc mult și vă aștept la următoarea întâlnire. Nu știu când va fi, peste 5 ani, 10, nu știu. Vă mulțumesc mult! Sandu Șură!